Consiliul Județean a demarat campania de eliberare a licențelor pentru transportul rutier de persoane în județul Buzău. Majoritatea liniilor au fost adjudecate, dar sunt așteptate și contestații. O parte din trasee au fost adjudecate și, bineînțeles, că cei care le-au adjudecat au primit licențele de transport, sunt și ceva probleme. Toate traseele sunt, să zicem, acoperite acolo încă unde nu s-au adjudecat, pentru că transportatorii care sunt acum și chiar dacă au prelungite licențele până în luna iunie, se va rezolva. În afara nemulțumirilor pe care le-ar putea avea transportatorii din județ în legătură cu licențele pe anumite trasee, mai există o problemă din care ar putea rezulta neînțelegeri de această dată între Consiliul Județean și Primăria Buzău. Societatea Transbuz S.A., administrată de municipiul Buzău, a pătruns din ce în ce mai mult pe traseele județene, astfel încât unele dintre rute sunt dublate, iar călătorii împărțiți. Foarte bine ce se întâmplă cu transportul în județul Buzău. Este o problemă mai veche, dacă vreți, între transportatori, care în mare parte, trebuie să le dau dreptate că oamenii au investit, și-au cumpărat mașini și așa mai departe. Dar legislația permite anumite lucruri pe care noi nu putem să trecem peste ele. Prin urmare, soluția ca transportul județean să fie administrat doar de către Consiliul Județean ar fi înființarea unei societăți pe modelul celei aflate în administrarea Primăriei Buzău. S-ar putea să supăr acum pe toată lumea și n-aș vrea să așa la început de an, este doar un gând al meu așa. Soluția nu e decât una singură, care pe viitor, cu siguranță, se va implementa, indiferent cine va conduce destinele județului. Eu cred că viitorul va fi ca Consiliul Județean să-și facă un ADI sau, într-adevăr, să realizăm noi Consiliul Județean împreună, în asociere cu alte comunități, pe anumite trasee care sunt destul de, nerentabile pentru agentul economic, să le facem noi Consiliul Județean. Luăm ce-i bun și ce a fost înainte. Înainte de 89 existau trasee de alea pe care le făcea IRTA sau cine le făcea, același lucru putem să-l facem și noi pe anumite curse. O să achiziționăm pe fonduri europene, pe fonduri proprii, un anumit tip de autovehicule ca să putem să rezolvăm transportul. Subiectul legat de cursele pe care Primăria Buzău prin Transbuz le desfășoară pe raza județului Buzău este unul sensibil pentru Consiliul Județean. De aici și decizia administrației ca pe viitor să înființeze un serviciu de transport propriu.